Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Pe bulevardul Mircea Vodă din București se înalță o construcție monumentală din zid masiv, în stil muntenesc, cu influențe bizantino-sud-dunărene, Biserica Dobroteasa. Sfântul Lăcaș duhovnicesc are o lungime de peste 28 de metri și o lățime de 15 metri. Istoria Bisericii Dobroteasa din București se pierde în negura vremurilor. Numele de Dobroteasa se tâlcuiește așa, Casa cea bună a Maicii Domnului sau Maica cea bună. Iar numele de Dobroteasa dăinuie în această zonă de aproximativ 5 secole, mai exact de la începutul anilor 1500, când boierul Dobrot împreună cu soția lui Ancuța au zis să ridice aici lui Dumnezeu casă și au ridicat o casă din lemn. Numele s-a păstrat până în anul 1730, când iată boierul Constantin Năsturel, din familia Năstureilor, împreună cu soția sa, iată de data aceasta tot Ancuța, au ridicat o biserică din zid pe care au finalizat-o în anul 1738. Biserica a rezistat eroic până în anul 1847, când, iată, este restaurată. Iar în anul 1884, comunitatea de atunci ajunge la concluzia că aceasta trebuie demantelată și în locul ei ridicată una nouă din cărămidă. Pereții au fost pictați în ulei la sfârșitul secolului al XIX-lea de către George Ioanid, elev al pictorului Gheorghe Tătărescu, cel care a pictat 52 de biserici. Naosul și pronaosul bisericii sunt împodobite cu icoane de o mare valoare artistică, reprezentând cele trei hramuri ale bisericii. Icoana Bunei Vestiri, îmbrăcată în argint aurit, icoana cuvioasei Parascheva și icoana Sfintei Filoftea, îmbrăcate în argint. La cutremurul din 1977, turlele bisericii au fost grav avariate. Lucrările de consolidare au fost sistate în 1983, când biserica a fost închisă la ordinul lui Nicolae Ceaușescu, fiind vizată pentru demolare. Mai mult de atât, ea a fost declarată oficial ca fiind biserică demolată, chiar dacă era încă în picioare, fiind împresurată de șantiere și utilaje de mare tonaj. Printr-o adevărată minune, biserica a scăpat de buldozerele comuniste și, deși în actele Ministerului Culturii figura ca demolată, ea a continuat să reziste. Cu binecuvântarea Patriarhului Teoctist în 1991, Biserica Dobroteasa a fost redeschisă pentru credincioși când a fost numit paroh preotul Gheorghe Sima, care a lucrat la consolidarea bisericii de zid, dar și a bisericii celei vii, desfășurând în paralel o bogată activitate filantropică, implicit catehetică, continuând astfel munca înaintașilor săi. O vorba părintelui mă impresionează până astăzi. Zice, adunăm pic cu pic și dăm cu grămada ca să facem ceva pentru credincioșii noștri, pentru comunitatea, pentru biserica aceasta văzută, da, care este formată din credincioși, dar și pentru biserica aceasta văzută de zid. Elevi de gimnaziu, studenți, bătrâni, oameni cu diferite nevoi găsesc întotdeauna la Biserica Dobroteasa un sfat duhovnicesc, hrană și o vorbă bună. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.